Bună ziua, în primul rând. Venim după două meciuri care nu ne-am regăsit. Sper ca meciul contra celor de la Botoșan să facem o partidă bună, o partidă mare, o partidă care să ne bucurăm, pentru că avem nevoie de puncte. Nu este ușor, pentru că Botoșanul trece printr-un moment bun, au jucători care pot face diferența și mă refer în primul rând la Roman și Golovka, doi jucători foarte importanti, plus Roman 2, atacantul, este un jucător care mie îmi place și este un jucător care la care trebuie să fim atenți. În ceea ce privește situația noastră, nu avem, momente să fim bucuroși, pentru că nu sunt. Trebuie doar să fim conștienți că avem mult de muncă, trebuie să fim realiști că încă suntem în căutări, că încă așteptăm să vină și rezultatele. În ceea ce ne privește pe noi, o să facem totul ca lucrurile să fie așa cum ne dorim. Întrebări dacă aveți. Cu siguranță, orice victorie îți dă un moral bun, orice victorie îți dă încredere, îți dă speranțe. La momentul acesta, cred că foarte puțin credem că lucrurile o să fie spre bine. Eu sunt optimist, eu sunt omul care încerc să-i încurajez pe jucători, încerc să le dau tot sprijinul meu, toată încrederea, indiferent de situație. Acest lucru cred eu că îi va ajuta ca să ne îndeplinim un obiectiv. Iar obiectivul cel mai important este victoria din meciul cu Botoșani. Încrederea în forțele mele. Asta vă spun. Încrederea că pot face lucruri măreți. Chiar dacă am momentele mele de dezamăgire, de ce spun asta? Pentru că, în general, eu am niște principii în viață și în meseria de antrenor. Am un principiu, iar lucrul ăsta mi l-a întărit după o discuție acum ceva timp, nu foarte de mult, chiar Mircea Lucescu, pentru că cel mai important la un club, nu numai la un club, în familie, în viață, este selecția. Selecția contează extraordinar de mult. Iar de ce vreau să spun lucrurile astea? Nu sunt eu genul de om care să fac sau să-mi doresc să fac selecția, dar sunt omul cel mai important în viața sportivă, la un club. Și anume, dacă un jucător, indiferent cine și cum îl propune și de unde, eu ca și antrenor trebuie ca să-mi dau ok-ul. De ce? Pentru că eu am o filozofie și vreau să fac lucruri cu echipa asta. Mai mult decât atât, am mers mai departe și am discutat că se poate să avem colaborare. Văd că apare prin presă că eu nu am colaborare. Nu, eu am mers cu toată lumea și sunt deschis cu oricine. Eu merg și vorbesc cu oricine și indiferent dacă dumneavoastră îmi propuneți orice jucător din România, din lume, eu sunt deschis, îl analizez și spun, da, este exact ceea ce ne dorim. Eu nu am o problemă cu jucătorii când sunt aici. Eu le țin partea indiferent de nume. Ca drept dovadă am doi lângă mine. Eu sunt cu ei până la capăt. Problema se pune ca principiu. Flaviu Stoican, care noi credem foarte tare în el și avem atâta încredere în acest om, că a făcut performanță, că a luat locul 6 din istorie, că Flaviu Stoican a cerut atâta. Nu cum se spune printr-o parte a presei, Ovidiu Mina, nu cum se spune la tine în ziar că eu țin partea puilor, eu țin partea echipei. La tine în ziar, Ovidiu Mina, ai spus așa, că eu țin partea puilor și ai nominalizat două nume. Ai spus Cioinac și încă un băiat. Nu, eu țin partea lui Frăsinescu, lui Mihalache, lui Cristea, la toată lumea țin partea. Eu țin partea pentru că eu am încredere în jucătorii mei. Nu vreau să scoatem în evidență că țin partea unuia sau altuia. Pentru mine este deranjant că nu se scot lucrurile în evidență, lucrurile corecte. Asta e deranjant pentru mine. Eu am făcut aici, eu n-am venit să cerșesc încrederea nimănui. Pe mine nimeni nu mă dă afară. Eu, dacă nu mai sunt util și văd că nu mai am putere și văd că lucrurile prin care, sau care le explic eu, dau de un zid,
Ei, atunci spun clar, îl las locul altcuiva. Dar când eu știu că am făcut treaba aici, cum, de ce, care e diferența? Anul trecut, eu poate în acte arătam antrenor. Nu, anul trecut am fost manager. De ce? Că am făcut selecția, am avut o colaborare bună cu Adrian Ambrosie. Dacă eu spuneam de un jucător că este foarte bun, că este bun exact pe ceea ce trebuie, Adrian Ambrosie spunea, Flavius, cât vezi calitate, câți bani vrea omul, e bine dacă îi dăm atât. Adrian, hai să facem eforturi. Am făcut eforturi așa cum am putut noi. Că le dădeam primele peste două săptămâni, peste trei, am avut încredere în jucătorii mei, în jucătorii echipei Iași. Asta a fost diferența, că eu am fost manager și vreau să fiu și o să ajung acolo. Indiferent că e aici sau indiferent că e în altă parte. Vă spun toate lucrurile, am vrut să fiu calm. Dar zic, ce tot ne mai ascundem după Cireș? Că e bine. Nu, vă spun eu, lucrurile sunt clare. Oamenii ăștia și cei care suntem acum și mergem din punct de vedere sportiv, trăiesc pentru ceea ce s-a întâmplat anul trecut. S-au luat bani din drepturile TV, trăim din banii ăștia. Nu vine nimeni acum să-mi spună mie că mă dă afară când vrea el. Nu mă dă pe mine nimeni afară. Plec dacă simt eu. Eu nu stau de clauze și de salariu de 6.000 de euro. Nu stau de clauze de sute de mii. Am rugat atât. Vreau să-mi dau ok-ul din punct de vedere sportiv pe orice jucător. Nu am o problemă cine-i aduce. Eu am o problemă că nu sunt informat. Am un principiu. Sunt antrenorul echipei. Eu nu am o problemă cu Musa. Eu am o problemă că nu sunt informat din moment ce mi se spune Flavius. Tu vei fi informat de orice din punct de vedere sportiv. Mă trezesc că citesc în presă, în Facebook sau unde îmi spun jucătorii sau ăla, mister, dar a mai venit încă un băiat. Doamne ajută să vină toți. Dar e vorba de mine. Atâta eu vreau. Eu vreau atât. N-am cerut nici bani. Banii care mi s-au dublat salariul, care ce se spune, să scoate în evidență, cu clauze, s-a dublat datorită muncii care a fost anul trecut. Eu n-am venit să cerșesc bani. Eu am venit pe un salariu modic, că vreau să muncesc, să arăt cine sunt eu și cu jucătorii pe care îi antrenez. Principiul mi-a fost încălcat, dar de dragul acestei meserii, de dragul jucătorilor care au făcut performanță, anul trecut cea mai mare performanță. Și vă rog frumos să nu, din suflet, vă rog, mass media, din suflet să nu scoateți nimic din context, să luăm doar pui și ce mai avem. Fiți corecți că aveți coloană vertebrală, nu ne vă dați după cireși. Fiți corecți și spuneți opiniei publice că situația este felul următor. Flaviu Stoican antrenează. La momentul ăsta, ce are la dispoziție? Asta este realitatea. Flaviu Stoican n-are nimic cu nimeni. Paul Pârvulescu, îl cunosc de mult, îl știu. A venit, m-am trezit cu el pe teren, fără ca eu să știu. Paul Pârvulescu nu știa când are program, e aici de față. Eu pe Paul Pârvulescu acum merg cu el până în pânzele albe. De ce? Că e la mine în casă și îl iubesc. Dar nimeni nu m-a întrebat, bă, ai nevoie de un... Da, domne, Ancă, eu îl cunosc pe băiatul ăsta. Îl cunosc, îl iau pe Paul acum și îl apăr în față de toată lumea. Că atunci când greșește Denis, când greșește Paul, când greșește George sau X sau Y, vin în fața noastră și spun, este o greșeală, încercăm, facem. Dar niciodată nu apar la televizor, n-am jignit pe nimeni. Niciodată n-am jignit pe nimeni. Dar nu poate să putem să apărăm la televizor, să spunem, vai, echipa e în cap, când acum două săptămâni a fost bună și toți specialiștii spuneau, vai, ce aleargă Panțărul, minutul 90, acum e în cap, cel mai bine pregătit este Chizito. Nu, toți când greșim, greșim de sus în jos. Asta este realitatea, domnilor. Iar eu nu stau cramponat pentru nicio clauză. Eu nu stau cramponat pentru niciun salariu, n-am vrut salariu. Oamenii au zis, vai, Flavius, ce mult apreciem munca ta, uite atât. Ok, vă mulțumesc frumos, nimeni nu cred că refuză. N-am fost și nu o să fiu niciodată. Dom'le, dacă mie nu-mi dai atâta, eu plec. Știți ce am vrut eu? Am vrut doar să-mi dau ok-ul pe jucător care mi-i propune și dumneavoastră. Că dumneavoastră, dacă veniți acum și îmi propuneți orice jucător, eu îl analizez. Am spus așa, am nevoie de atacant. Am spus, nu vreau să-l aduc eu, că nu sunt impresar. Dar nu să ne comportăm ca niște impresari. Am nevoie de fundaș central, am nevoie de mijlocaș central. Trei posturi. Dacă sunt buni, luați date. Eu am vrut să aduc un jucător, se numește Quintero. A jucat la Chelsea. Am vrut să-l aduc. Cum am făcut eu? L-am urmărit pe DVD. Și apoi m-am dus și am dat telefoane. Unde joacă Quintero acum? Păi a jucat la Rostov. După aia unde? La Sevilla. După aia ce face Quintero? Și am luat date despre el. Cum e? Dom'le, talentat, tehnic, bun, dar are niște probleme, fluctuații de formă. Am avut dubii când iau un jucător.
Dar când am văzut că lucrurile sunt așa cum sunt și eu în plin campionat evaluez jucători, mi se pare strigător la cer să spunem că lucrurile sunt bune. Nu, asta este realitatea. Eu, antrenor, acum evaluez o echipă, o echipă, și mi-am ales, până acum avem 18 sau 20 de jucători în care eu cred, care facem antrenament și care îi vedeți zi de zi la, sau meci de meci pe teren. Astea patru care au trecut. În băieții ăștia eu cred că de-aia, chiar dacă mi s-au încălcat principii, pentru că acum eu știți ce fac, am nevoie de atacant. Ce credeți că fac acum? O să mă duc la Denis Rusu sau la Paul Pârvulescu și să-i zic, Paulică, tu știi că poți să joci atacant? Păi n-am jucat, cred că o să-mi spună. Nu, o să joci! Asta le bag în cap eu. Ăsta sunt eu. Am venit aici, toată lumea n-a avut încredere. Toată lumea, nici jucător, nimeni, nimic. Doar eu. Eu i-am făcut pe toți să creadă. Așa cred și acum. Dar nu vine nimeni să spună că lucrurile, vai ce s-au schimbat. Așa a fost anul trecut, mai e greu. De ce? Pentru că noi am câștigat acum un loc în care ne permit drepturile TV să fie cum sunt. Asta este realitatea. Am nevoie ca toată lumea care se dă, că face, să fie aproape de mine. Eu sunt pionul principal la echipa asta ca sportiv, în ceea ce privește sportivi. Nu am nimic cu nimeni. Știți ce s-a întâmplat cu Musa după meciul cu Steaua? Haideți să vă spun eu. Musa, toată lumea, marea majoritate, să-l amendăm pe Musa. Eu? Cum să amendez eu un jucător care știe că a greșit? Eu l-am luat pe Musa și zic, Musa, eu o să vorbesc în așa fel încât nu trebuie să te amendăm, Musa, că tu știi că ai greșit. Dacă se mai întâmplă a doua oară, atunci spune și amenda cealaltă. S-a întâmplat așa. Musa, care eu nu-l cunoșteam, habar n-am. Copiii ăștia sunt copiii mei când vin la mine în curte. Dar până să ajung în curte, eu trebuie să-mi dau de principiu. Eu n-am treabă, că nu vin să ai mei de acasă. Eu l-am adus pe Cioinac, nu l-am adus eu. L-a adus fotbalul, că mie îmi place să văd că un jucător e util. Si, nu l-am adus eu, că nu-i frate cu tata. L-am văzut la o echipă de fotbal și mi-a plăcut, băiatul ăsta chiar are calitate. Au mai fost încă 50 de jucători. Și am zis, tu da, tu nu, dar eu am stil. Eu știu să vorbesc cu jucătorul, să le explic, să-i spun, bă, băiatule, uite, tu ai nevoie de un meci sau de un campionat la un nivel inferior. Pentru că îi spun realitatea, eu nu mint jucătorii. Dar nu vreau să fiu mințit. Când am plecat la Cheile Grădiniștei, i-am spus așa, vreau ca toți jucătorii care vin să știu despre ei. M-am trezit la Cheile Grădiniștei cu un băiat, nu știam cine e, cum e, de unde e, de unde a apărut. A fost o greșeală, am înțeles. Ce m-am zbătut eu după aceea? Verbal. Verbal. Păi băieți, vă rog din sufletul meu, din inima mea, că pun suflet și am slăbit 10 kg din cauza asta. Că mă gândesc doar la fotbal, mă gândesc ca să nu-mi bat joc de meserie. Și nu o să-mi bat joc de meserie. Am spus așa, vreau pe contractul meu să fie semnătura mea din punct de vedere sportiv. Vai, Flavius, ești nebun. Ești nebun, cum să nu toată? Nu s-a întâmplat așa ceva. Am scos în evidență că i-am mărit salariul lui Stoican și că am clauză. Eu nu stau de clauze. Eu stau dacă sunt bun și eu știu și o să fac lucrul ăsta și o să demonstrez iarăși. O să vedeți că o să demonstrez iarăși. Cu jucătorii în care eu cred. Era foarte greu să spui, băi, Flavius, îl vrea, uite, uite ce băiat bun e ăsta. Crezi că ne poate ajuta? Păi mă trezesc acum cu un atacant. Vreau atacant, ok. Mă trezesc, ok, hai să-l evaluăm. Dar deja el e semnat. Și noi spunem că avem, vai, l-am dat, am făcut condiții. Ce? Condițiile astea sunt câștigate datorită muncilor de anul trecut. Asta trebuie să se înțeleagă. N-am venit cu niciun plus. Eu n-am vrut și nu vreau să mă cer cu nimeni. Eu vă spun ceea ce simt și ce trăiesc. Nu mai mă ascund după cireș, că nu stă nimeni mie să-mi spună ce să fac. Eu dacă am nevoie de sfaturi, le iau. Sun. Domnul Lucescu, mă sună omul, că am o relație specială. Că eu iau sfaturi sau vorbesc cu oamenii când am nevoie, cu oameni importanți. Restul ascult pe toată lumea. Nu trebuie să țin cont. Pentru că eu știu ce am făcut anul trecut. Eu știu. Indiferent cine, ce și cum spune. Indiferent. Nu poate să vină cineva aici, care nu știu pe unde era anul trecut, să spune că poți să-l dau afară pe ăla, pe ăla, pe ăla. Păi, cine ești, mă, Dumnezeu? Cine ești, mă, Dumnezeu? Tu vino aproape. Comportă-te frumos cu jucătorii. Ia-l, Paulică, bă, Paulic, vino cu Denis. Băi, hai să facem treabă, să plecăm. Nu, eu sunt șmecher. Cine ești, mă? Toți avem personalitatea noastră. Toți suntem oameni. 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 Nu contează că ești
președinte, director, măturător. Ești om. Atât. Și dacă Flaviu Stoican, avem încredere în el, atât am rugat. Vă rog din suflet. Puteți să faceți și aduceți de unde vreți. Dar eu am un stil de joc. Eu vreau să pasăm, să ieșim cu mingea, am nevoie de jucători care fac diferența în față, am nevoie de cutare, am nevoie de cutare, am nevoie de cutare. Perfect. Și după aia mă trezesc cu un băiat care nu știu, nu-l cunosc. Cum se poate întâmpla așa? După aceea plec în cantonament. Flaviu, sunt în cantonament, ai o duzină de jucători. Mă duc în cantonament, pune meciuri, Onofraș. Băi, Onofraș, vezi că vreau meci zi de zi, că avem să evaluăm, că trebuie să facem grup. Eram 18 oameni, cu 6 copii. Ok, mergem mai departe. Nu-i problemă, mergem, gata. Ăștia copiii iau eu și fac, îi aranjez, le dau forță, îi învăț. Băi, uite, trebuie să stai așa. Eu am ajuns acum la nivelul ăsta să învăț poziție, poziționare. Așa am ajuns eu. Să-i învăț cum se poziționează și cum e poziția în teren. Cam niște principii. Selecție, poziție, poziționare și mișcare. Cum vorbesc cu jucătorii. Și facem cursuri și țin ore de cu cine vor. Noi vorbim de specialiști, că specialiștii spun pe la televizor, vai că ăla e slab, că ailalt e bun, că ailalt e prost. Și ei, ce, unde suntem? Unde e sat fără câini? Văd că toată lumea tace. Toată lumea! Dar toată lumea! Dacă iubim, hai să... Asta e realitatea, asta e adevărul. Vai, ăla e bun, ăla e prost, ăla e frumos. Avem condițiile, oferim tot. Tot, nu, condițiile ăștia sunt datorită anului trecut. Când or mai fi, vom vedea. Asta este, de-aia jucătorii sunt dezamăgiți. De-aia, asta este realitatea. Sunt dezamăgiți că vine tatăl meu și începe să vorbească. Băi, tu știi cine sunt eu? Bă, băiatule, eu tai și spânzuri, dau am... Băi, tată, du-te, bă, acasă la tine, mă. Du-te, bă, tată, bă. Asta e realitatea, domnilor. Situația este în felul următor acum. Eu am ambiție că scot echipa asta. Eu. Cu jucătorii, cu Denisică, cu Paulică, cu Georgică, cu Mirică, eu. Da, dacă nu se vrea colabor. Păi ce facem? Ne ducem... Mai citesc prin presă că am tot amân, că dau eu, că spun eu. Eu n-am vorbit cu nimeni niciodată nimic în presă de rău. Pe nimeni. Pe nimeni nu am vorbit de rău. Da, e o greșeală, eu o să încerc, o să fac diplomație, că mă duc la cursuri de coaching. Dom'le, poate ai că mai vreau să cresc. Și îmi spune, tu fac cu diplomație. Ce diplomație? În România, biciu. Iar nu se scoate în evidență că eu le țin apărarea, sau se scoate în evidență că eu le țin apărarea jucătorilor, dar în vestiar numai în pielea lor să nu fiți. Când greșesc, îi și laud, le și spun vorbe, îi iau, îi pup, îi cert iarăși, că așa știu eu să fac. Și de-aia am avut rezultate. Că așa am făcut eu. Ok, am înțeles, se practică altfel. Găsesc jucătorii, fac, îi pun, îi dreg, îi întorc. Ok, am venit după, hai să ne asumăm! Ne asumăm, băi, Stoican, pe cine ai adus tu? Nu am adus pe nimeni, eu am văzut așa ce ai făcut. Nu vreau doar să aduc pe nimeni, eu vreau posturi. Dar anunță-mă. Și pe mine, te rog, frumos, ca să știu. Dom'le, e bun, nu-i bun? Sau, ok, nu mi-l am. Bă, dar după aia când îți spun, îi evaluez, hai să facem asta. Gata, că după aia e greu dacă sunt semnați oameni. Dar puneți-vă în locul meu, eu fac performanță, toată lumea, vine publicul, mă laudă. Bravo, Flaviu Sică, toată lumea prin vestiar, mulți, ne pupăm, ha? Și vine următorul, ce vreau eu, ce declar eu? Vreau să câștigăm campionatul. Ok, hai să câștigăm campionatul. Cum facem? Păi uitați, vă rog, nu facem sume imense, nu ne batem cu Steaua sau cu cine, ne batem cu CFR-ul 50.000. Dar mergeți pe mâna mea din punct de vedere sportiv. Da! Păi și cum mă trezesc cu jucători semnați? Cu jucători semnați! Ok, au venit, îi luăm, îi pup. Eu fac pentru jucătorii care sunt la mine în curte. Ca să facă un pic diferența, să știți cam cum sunt eu. Până să fac selecția, la mine este foarte drastică. Foarte drastică. Din moment ce ai ajuns la mine în curte, ești ca și copilul meu. Asta fac eu. Și le dau încredere la băieții ăștia până crapă. Și dacă cineva se ia de ei, eu ies în ta și spun. Băi, lăsați-i în pace. Oriunde. Sau dacă e nevoie și nu sunt atât de... mă fac credibil, spun că eu sunt vinovat. Eu că știu că pot să duc. Cam asta este realitatea. Deci, condițiile de anul ăsta sunt datorită muncii de anul trecut. Una la mână. A doua, toți jucătorii care au venit, sau marea majoritate a jucătorilor, eu îi antrenez. Diferența este că data trecută eu am făcut selecția. Mai departe, nimeni pe mine nu m-a dat sau nu mă dă afară, că n-avea cum să mă dai afară. Cum?
Cum? Am, zici că plec, am vrut eu. Că am simțit. Mie îmi plac filmele de lungă durată, nu episoade de astea. Acum, nu, eu vreau contract pe 5 ani, vreau să cresc tineri, vreau să fac asta, vreau cu grupul. Eu n-am oprit grupul ăsta că sunt frumoși. Am oprit grupul ăsta că au făcut performanță și vreau să fie respectat. Sunt cei mai buni din istoria Iașiului. Ăștia care au făcut. Jucătorii care îi vedeți pe teren, sâmbătă, vineri, sâmbătă cealaltă, duminică, oricând, sunt jucători în care eu cred. Chiar dacă mi-au fost călcate și de niște principii. Chiar dacă mi-au fost călcate. Deci am rămas că am promis oamenilor că vreau să câștig campionatul. Am rămas pentru jucători, că vreau să-i ajut și nu vreau să-i destabilizez, să vorbim urât, ba că ăla e prost, ba că ăla e deștept, ba că ăla e frumos, să vorbim, nu, pentru mine toți sunt așa, acum. Dar întrebați-mă pe mine! Asta este toată realitatea. Și mă duc dezamăgit și când ajung acolo la vestiar, trebuie să pac să mă, că mă văd și jucătorii dezamăgiți. Asta este realitatea. Dacă aveți întrebări, că mai stăm două ore, mă duc acum la băieții mei în vestiar și spun, batem pe Botoșani, mâncăm din ei, ne transformăm. Suntem valabili, bună ziua, când începe meciul, să trăiți, bună, când începe meciul, mâncăm din ei. Și o să transmit asta și o să-i vedeți asta. Se întâmplă, că își doresc. Principiul meu a fost încălcat și am avut performanță. Acum pleacă, pierde Stoica. Da, pierde echipa. Pierde omul, că eu mi-au geanta și mă duc. Mă duc acasă, sunt puternic, știu ce pot. Știu ce pot, știu cum să fac din nimic să explodeze, știu. Știu că pot, că am forță în mine. De-aia am reușit. Și mai mult decât atât, stau și zic, bă, poate sunt eu prea încrezător, prea realist, prea optimist, prea... Mai stau de vorbă cu Mircea Lucescu, domnule. Adică un om care... Da, Mircea, ce faceți, cum să... Bă, Flavius, uite, bine, am înțeles că sunt ceva probleme pe acolo, pe la... Noi, domnule, totul e în regulă. Hai, bă, Flavius, că ce rezultate ai acum, cum a fost anul trecut. Doamne, vreau doar să atâta, să facem un grup, să fac, să-i... Bă, Flavius, cel mai important lucru este selecția. Nu să-i aduci tu, dar să tu să fii ăla care, domnule, vezi că eu vreau un fundaș care urcăm cu mingea la picior, de ce? Că vreau să jucăm așa. Eu mă trezesc cu băieții, n-am treabă cu ei, cu nimeni. Poate să vină oricine. Să poate la o echipă de Liga 1 eu să evaluez în plin campionat. Să văd acum cu cine joc atacant. Asta este realitatea. Mai mult decât atât, am sufletul în mine. Hai să fim diplomați, hai să facem, hai. Ce diplomație ne păcălim? Doamne, realitatea este felul următor. Lăsați-l pe Stoican să facă până în iarnă. Dacă până în iarnă nu și atinge obiectivul. Dar cum se face? Dați afară. Dar eu am ajuns ca să încerșesc încrederea. Nu, eu mi-am câștigat-o prin ce am făcut. Eu mi-am câștigat respectul dumneavoastră, cine sunteți. Bine intenționați sau care sunteți bine intenționați, mi l-am câștigat prin rezultate, că doar nu mă cunoșteați pe mine. Prin rezultate ați văzut că sunt ok, vorbesc, sunt dezamăgit și eu. Dar nu se poate. Nu se poate, adică vrem binele, dar noi scoatem așa. Ovidiule, sunt atât de dezamăgit, că ne-ai scos în evidență. Stoican care a retrogradat pandurii, nu Stoican care a făcut cea mai mare performanță la Iași, Ovidiule. Stoican care își apără puii. Doi, nu Ovidiu l-apăr pe Mihalache, pe Frăsinescu, pe Pârvulescu, pe toată echipa o apăr eu. Stoican care are clauză și salariu, nu Ovidiu, n-am vrut. Mi s-a răsplătit munca, eu am vrut doar să semnez. Nici să semnez, dar să se țină cont de părerea mea. Cât de aia s-a antrenor? Atât. Gândiți-vă, un pic gândiți-vă, când eu îl cunosc pe Paul Pârvulescu și am încredere că știu ce hram poartă. Dar gândiți-vă în sufletul meu când vine băiatul ăsta pe teren. Pe teren, nici nu era... E adevărat? Pe teren! Eu abar n-aveam. Mă trezesc cu Paul Pârvulescu pe teren. Iar eu, Paul Pârvulescu, cred că de alt bag să joace. Dar gândiți-vă cum e sufletul mine și ce-i spune lui Paul? Bă, Paulică, știi ce? Mergi în sală sau ce ai făcut? Și după aia ce să vorbesc cu Paul? Ce ai făcut, Paul, în ultimul timp? Cât te-ai antrenat? Cum te-ai antrenat? Lasă, Paul, că o să facem treabă. Eu n-am treabă de lucrurile astea. Eu am treabă că mi sunt călcate principiile. Ăsta e principiul meu care am făcut performanță și cred că o să fac și în situația asta. Și în situația asta. Dar pe mine nimeni nu mă dă afară că vor ei sau că vrea tata. Mi-am pus clauză în contract, ca să vă spun despre viață. M-am pus clauză în contract acum, cu toate că îmi zisesem acum, nu știu, 10 ani, că oriunde mă duc îmi pun clauză. De ce? Că tatăl meu era prieten cu președintele unui club. Minerul Mehedinți.
Și dacă el lui nu-i plăcea cum joacă echipa, eu aveam 14 meciuri când m-am dus și am câștigat 13. Și mai aveam un meci. Dar tata a fost la meci și a zis că, bă, proștilor, ați bătut cu 4-0. Ați bătut doar cu 1-0. Ce jucați, bă? S-a dus la președintele clubului și a zis, bă, vezi că... A venit președintele clubului, vă dați seama unde suntem. A venit președintele clubului și mi-a certat jucătorii după ce câștigasem 13 meciuri. Jucătorii nu mai înțelegeam, eu nu mai înțelegeam. Cam colo tata. Tata, te strâng de gât. Te strâng de gât, tu nu-mi distrugi mie jucătorii. Da? Că jucătorii pe mine și eu cu ei merg până în pânzele albe și de-aia așa sunt eu. Prost, bun, ăștia, așa sunt eu. Merg cu oamenii care cred în ei. Că greșesc, că nu greșesc. Dar nu încălcați principiile și spuneți că atât de frumos e și ce-am făcut noi, ce-am făcut noi, asta este realitatea. Ca să știți. Mai departe, dacă v-am plictisit, cum? Nu. Toată lumea știe, Luci. Toată lumea știe, la prima... Eu de ce? Ce vreau eu acum? Eu am vrut așa. Dom'le, dacă eu vorbesc cu Paul, păi Paul, eu am încredere în tine. Păi eu îi arăt asta. Eu îi arăt. Nu spun, știi, am încredere în tine, dar dă-l dreacu pe stoică, Doamne iartă. Sunt cu... Dă naibii o stoican. Lasă că l-aduce, vedem ce facem acolo. Am avut o discuție clară. Vă rog frumos, anunțați-mă. Nu s-a întâmplat. Apoi, contractul, vine Adrian Ambrosie. Dacă eu min cu ceva, să-mi spuneți. Întrebați și pe Adrian Ambrosie, pe comitetul director, pe toată lumea. Toată lumea vreau să știe. Spuneți așa. Domnul președinte, vreau în contractul meu să scrie că îmi dau ok-ul din punct de vedere sportiv. Atât vreau. Din punct de vedere sportiv. Indiferent cine. Atât am vrut. Nu s-a întâmplat. Zic, domn președinte, Flavius o să fie bine. Bine, hai la treabă. Să fie bine. Și cam asta a fost. Și acum eu ce să mă duc să fac ce? Ok, mă duc și acum. Am zis și ieri. Am văzut în presă că zice că, se zice, nu știu de unde, ce și cum, mi s-a spus că, Flavius, dar ce faci? Tu nu te întâlnești cu oameni? Păi nu, am vrut ieri înainte la ora 2 să ne vedem. După aia am vorbit cu Tibi, ne vedem la 2. Când vrei tu, Tibi? Păi hai după meci. După meci am vorbit că mă sună, hai că nu ne mai vedem după meci, ne vedem a doua zi cu lotul. Ne vedem oricând. Asta e realitatea. Dar eu cum să mai fac și ce să mai fac dacă eu vorbesc cu un om? Dom'le, vreau ca să știu despre ei. Să știu, pentru că e un băiat care poate fură din buzunare. Poate e un băiat care vine și ne bate. Poate e un băiat care nu știe cu stângul și mie îmi trebuie cu stângul. Care e un băiat care eu vreau nevoie, cum e Gio Santos și cu Platini, aproape de Cristea, ca să dea randament și unul și altul, că ăla destabilizează. Și după aia ieșim, știți, Chizito este foarte bun, ceilalți sunt proști, au fost și în cantonament. Dar eu n-am zis nimic. N-am zis în viața mea de nimeni și nu o să jignesc pe nimeni. Eu vă spun ce sentiment trăiesc acum. Deci eu nu am fost la meci? Cine să fie? Cine? Ba da, ba da. Ba da. Nu. Da. Da, nu știu, întrebați-l, eu nu vreau să bârfesc pe nimeni, eu spun ce simt. Eu nu spun că a făcut bine. Ce? Ba da, clar, eu sunt cel care voi decide ultimul. Ați văzut. Ce să mai vorbim? Vorbim vorbe? Ok, am vorbit vorbe, m-am întâlnit, am zis că oamenii e prea mare... aici, nu știm încotro să o luăm, hai că suntem la început, e greu. Am venit aici, e greu, domne, la început, hai că e greu. Dar după aia s-a ajuns, vezi la televizor că jucătorii nu știu cum sunt, că preparatorul fizic e prost, care acum 2 săptămâni era bun, acum e prost, că jucătorii ailalți sunt prea bătrâni, ailalți sunt prea tineri, ailalți sunt prea frumoși, ailalți sunt prea... Așa, ce? Dar nu mă interesează cine, ce și cum, eu vă spun ce... Mă interesează, poate să spună oricine, orice. Eu vă spun ce trăiesc eu acum. Poate să spună oricine, orice. E greu. Dacă tata spune despre Denis Rusu că e slab, poate să spune tata. Dacă îmi întreb argumente, nu știe. Păi așa cred eu. Păi de ce? Păi uite că a făcut adresa. Bă, l-am văzut pe aia, am văzut pe aia că n-au o atitudine. Păi da, aici, și acum 2 săptămâni aveam atitudine. Vă spun eu, problema la echipă acum, sau a fost... Că nu mai e, de ieri nu mai e. A fost
psihologic, la fotbal se joacă cu psihicul. Iar eu am jucători care pun suflet. Eu am jucători, de ce vă spun asta? Pentru că anul trecut, noi n-aveam prime, n-aveam nimic. Și ne-am dus, am vorbit cu comitetul director, cu domn profesor Leonid Alto. Am vorbit cu domn președinte Ambrosi. Hai să facem ceva. Toți oamenii, uite așa au fost, uite așa eram. Hai să ne ducem colo, să facem, să dregem, să vorbim, ne ducem. Ne ducem la domnul de la Conar, la domnul Deleanu. Hai, domne, ne ajută nici până. Gata, bă, băieți, hai de bat. Uite așa eram, ne duceam, băteam la uși. Eu nu, mie nu place să am funcție de antrenor, că sunt eu antrenor. Nu, eu dacă vreau, dacă pot, car poarta, dacă vreau la ajut pe Paulică să facă roata când are pană, eu vreau să muncesc. Nu să mă dau cine sunt eu. Da, ce mă interesează funcție? Mă dau, îl dau pe ăla afară, îl dau pe alaltă afară. Nu, eu nu dau oameni afară. Eu nu dau oameni afară, de-aia lucrez cu 45. Au fost aduși, îi evaluez. Dar este destul de dificil ca energia mea să se focalizeze și pe echipă și pe ceilalți. Pentru că eu sunt atent la toți. Eu nu vreau să-mi vinovățesc pe cineva. Dar nici nu vreau să-mi spun, așa se întâmplă, așa se întâmplă fotbalul profesionist, așa se întâmplă. Dar hai să le facem corect. Am un antrenor, băi băiat, ce ai nevoie? Atacant. Uite, ăsta e bunicel, nu e bunicel, e slăbuț. Așa se face, dacă vrem. Dacă nu-mi ținem în morțiși. Cum au venit băieții, acum iau, îi bag. Băi băiatule, vezi că tu poți să joci mijlocaș. Denis, de câte ori te-am întrebat dacă poți să joci mijlocaș central? Deci eu nu sunt nebun. Eu văd. Ăsta sunt eu. Și merg în pânzele albe cu jucătorii ăștia care îi vedeți pe teren. Nu contează cine aduce, dar nu vă bate joc de mine. Vă bate joc de mine, adică atât am vrut. Atât. Doar să fiu întrebat. Ai nevoie de atacantul cu tare? Și hai să-l analizăm. Poate greșim, că toți mai greșim. Dar nu noi vedem că e penibil și noi continuăm să... Mamă, ce bun e! Și noi ieri am avut un meci amical. Știți că am avut un meci amical? Am jucat cu Borca, o echipă de Liga 5-a. Sau 4-a. A jucat Marius, un ofraș la ei. Până în minutul 70 era 0-0. Ca să evaluăm jucătorii. Și atunci... Care e realitatea? Asta este, vă spun eu. Și eu nu stau să mă aștept să mă dea cineva pe mine, că nu mă dă afară din țară. Nu mă dă nimeni afară din țară. Eu merg că sunt putere, merg cu jucătorii care cred în ei. Și cred în Pervulescu, în Denis, Georgică, Mirică, cred în toți. Care îi bag în teren. De-aia îi bag, că eu cred în ei. Și asta este șablonul. Nu doar îi spun, știi, Paulica, știi, Denisică, ce încredere am. La conferința de presă, toată lumea și pe afară mă întreabă, dar de ce schimb pe ăla, de ce îl pui pe ăla? Nu, eu am încredere în toți jucătorii. Nu am încredere doar în 11. Dacă rămân la mine în lot, înseamnă că eu cred în ei. Deranjant pentru mine este că n-am fost întrebat. Atât. Că am încredere în cutare, în cutare, în cutare, în cutare. Ei de ce au avut noroc? Și ăsta, și Pârvulescu, și Musa. Musa de ce a avut? Pentru că l-am evaluat în cantonamentul, că a venit săracul la noi în cantonament, în Antalya. Și mi-am dat seama, l-am evaluat. Pârvulescu că-l cunosc, ce fel de caracter poartă, ce fel de om e. Sportiv vorbesc, nu știu așa. Ce fel de calitate are. Și de-aia, pac, imediat, bagă-l aici. Dar întreabă, mă, și pe mine. Eu nu sunt glugă de coceni. Nu e o problemă. Nu vor... Laura, încă o dată. Nu spun de nume. Eu vorbesc doar de principiu. Nu vorbesc de nume. Că eu le dau încredere. Deci oamenii sunt la mine acum. O să-l vedeți dacă el se face că era... O să-l vedeți și pe Iulian în teren. Pentru că îmi place. Că văd că se pregătește. Că e serios. Că aleargă. Că muncește. Că vrea. Îl vedeți. Eu vorbesc de principiu. Atât. Dacă asta a fost dorința mea, de ce? Să ai încredere în mine, mă, că nu ți-o cer. Am demonstrat și așa se face la fotbal. Nu vorbesc de nume, vorbesc de principii. Întrebări? Bună ziua, în primul rând. Suntem conștienți cu toții că mâine să ne aștepte un meci destul de dificil. Întâlnim o echipă bună a campionatului, care s-a bătut și anul trecut până în ultima etapă a sezonului regulat pentru calificarea în play-off. Însă noi mâine seară trebuie să intrăm pe teren doar cu gândul la cele 3 puncte, să demonstrăm că suntem echipa care își dorește mai mult victoria.
să fie bine. Să-i ajute pe băieții ăștia. Să le bag din cap așa eu. Hai vă că-i bate. Țineți că e un joc de fotbal, intrați vână, forță, voi că-i bate. Oricum asta se întâmplă fiecare săptămână, așa. Ne transmite mereu aceeași energie, aceeași stare de spirit și suntem încrezători cu toții că o să fie bine. Ne lipsește doar o victorie, pentru că după aceea o să vedeți ce fel de echipă suntem. Da, ne așteaptă un meci foarte greu cu Botoșani. E o echipă care încă nu a pierdut niciun meci în campionatul ăsta. E o echipă foarte bine pregătită. O echipă care la loviturile standarde, da, sunt foarte buni. Au marcat câteva goluri deja. Și trebuie să fim foarte pregătiți, fiindcă va fi un meci pentru ei ceva mai ușor, însă pentru noi e un meci foarte greu, fiindcă venim pe două înfrângeri foarte usturătoare. Și trebuie să ne reabilităm și să câștigăm. Nu ne ajunge nouă doar o victorie ca să pornim, să fim echipa de anul trecut, care luptam meci de meci, care eram toți uniți și câștigam. În Moldova e nivel puțin mai scăzut. Aici, în România, sunt jucători de altă calitate, sunt jucători foarte buni. Pe echipa, chiar și Naționala României, au jucători foarte buni, care joacă la echipe ca Steaua, CFR. Însă, în Moldova, avem doar jucători care... Cei mai buni jucători sunt plecați pe școtare. Adică, campionatul din Moldova e mai slab, să înțelegi.